Bună, draga mea! Sunt Lunala! Saturn și Jupiter, principalii noștri patroni în 2020, ocupă deja poziții de conducere în arena cerească, iar influența lor va fi vizibilă și simțită încă din primele zile ale lunii. Circumstanțele ne vor aduce sistematic la zi, schimbând ritmul general de lucru într-unul mai profund și mai intens. Din punctul de vedere al sferei relațiilor personale în acest moment, este mai bine să nu planifici evenimente de amploare. Nu pentru că timpul este rău, ci pentru că nu este ușor să prezici ce este legat de sfera sentimentelor și emoțiilor. Dar în problemele în care domină logica, totul va fi cât se poate de clar, de ușor și de înțeles și de simplu. Acest lucru este cu siguranță demn de utilizat pentru a realiza cât mai curând posibil ce ai dorit. Cu toate acestea, nu-ți pierde vigilența. Șobolanul alb de metal, patronul acestui an, nu-ți va permite să te dai peste cap sau să-ți folosești puterea în interesele personale. Prima decadă a lunii ianuarie 2020 va fi cea mai calmă perioadă a lunii. Nu există planuri stelare pentru tulburări care să aibă un impact conceptual asupra vieții tale. În acest moment îți poți petrece timpul pentru a te pune la treabă și a te bucura de liniște, care va fi în curând înlocuită de o activitate monotonă. Acesta este un moment bun pentru a te orienta către lumea ta interioară și a te gândi la locul tău în viață. Nu este vorba neapărat despre filozofie ezoterică, ci doar că în etapele următoare va fi mult mai dificil să-ți stabilești direcția și oportunitățile potențiale. Prin urmare, astrele te sfătuiesc acum să te gândești la planurile pentru anul 2020. Câștigătoarea va fi cea cu mai multe opțiuni gândite înainte, iar această tendință este adevărată nu numai pentru ianuarie, ci pentru întregul an. Un alt punct important: nu-ți permite să te apropii de oameni dacă nu ești sigură de ei. În acest sens, ianuarie te poate surprinde neplăcut, așa că nu te grăbi la concluzii. Pe de altă parte, nu trebuie să fii închisă față de lume, în special dacă ai propria ta afacere. Consecințele comunicării sporite în această perioadă sunt încă puternice. A doua decadă a lunii ianuarie 2020 va fi o perioadă de tranziție pentru toate semnele zodiacului și, deși pentru fiecare în felul său, tendințele astrologice generale sunt bine conturate aici. De exemplu, astrele îți recomandă să nu încerci să fugi după doi iepuri simultan, oricât de pofticioasă ai fi și oricât de aproape de țintă poți crede că ești. Acest lucru se aplică activităților profesionale și trebuie avut în vedere faptul că sunt posibile situații iluzorii, deci nu te grăbi. Adică unele puncte vor avea un fundal mult mai profund și poate că ar trebui să înțelegi fiecare dintre aceste puncte. Astfel de opțiuni sunt de asemenea probabile atunci când nu vei găsi răspunsul, oricât de bine deții informațiile. Nu te descuraja, de fapt nu contează, este mai bine să faci ceea ce știi deja și să lași în plan secundar ceea ce dorești să faci. În sfera relațiilor personale sunt posibile schimbări semnificative inițiate de cineva apropiat. Fii pregătită moral! Cea de-a treia decadă a lunii ianuarie 2020 va fi cea mai individuală perioadă. Aici Saturn și Jupiter se apropie de pozițiile de vârf. Arena celestă va fi asemănătoare focului de artificiu de revelion și multe vor începe să se schimbe. Dacă ești din cele perspicace și obișnuite să privești cu îndrăzneală înainte, nu se va întâmpla nimic surprinzător, în timp ce pentru restul lumii, actualele schimbări pot să îi ia prin surprindere. Dar chiar și în acest caz, circumstanțele vor lăsa timp pentru pregătirea. Aceasta este o perioadă bună pentru a începe proiecte mari de anvergură, poți lucra singură sau poți lucra în echipă, nu vor exista restricții. În domeniul relațiilor personale vor exista noi oportunități, dar în general perioada tinde să consolideze legăturile de familie și relațiile strânse existente. Ianuarie se va termina pentru cei mai mulți dintre noi, nu chiar într-un mod luminos, dar pozitiv. În următorul horoscop voi prezenta predispozițiile minunatelor semne ale zodiacului pentru întreaga lună ianuarie.